În Psalmul 147 este scris: lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeu nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Și în Psalmul 29 scrie de asemenea: dați Domnului slava cuvenită, adică este în drept să o primească. Spune în versetul 5: mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Și cartea psalmilor și nu numai, și noi și natura din jur, toate sunt dovezi că Dumnezeu e mare și ar merita să fie slăvit. Scopul întâlnirilor noastre de fiecare dată să fie și aceasta: să-L slăvim pe Domnul. Așa fac în permanență cei din cer care îl cunosc mult mai bine ca noi, care știu cât e de mare Dumnezeu, îl văd mai bine, mai de aproape de cum îl vedem noi. Să vă dea bunul Dumnezeu har și aici și oriunde să-L puteți lăuda cu dragă inimă și Dumnezeu să vă accepte să-L lăudați. Ăsta e mare har ce vă doresc eu acum. Să vă primească Dumnezeu laudele și să vă accepte între cei acceptați, deci de El, să îi aduceți slavă. Știți că în Vechiul Testament nu oricine putea să se apropie, să aducă slujbă înaintea Domnului. Alesese Dumnezeu o seminție și a spus ceilalți până la poartă. De aici încolo ei fac slujbă. Dar noi am fost acceptați, măcar că nu eram nici măcar din celelalte 11 seminții, dintre celelalte neamuri a Pământului. Dar Domnul a vrut să adune din toți un popor și să-L slăvească, mărit să fie Domnul. În același psalm, 147, scrie în versetul 19 despre Dumnezeu: El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Iată un alt motiv pentru ei și pentru noi acum să-L lăudăm pe Domnul. Spunea Apostolul Pavel în aceeași idee la Epistola către Romani, la capitolul 3, despre evrei, că sunt mari. Și aduce un argument în Romani, capitolul 3, versetul 2. Oricum sunt mari. Dar de ce sunt mari evreii? Așa că sunt tari financiar? Ascultați de ce sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. În lumea asta sunt multe religii, una mai ciudată ca alta. Ce le-a trecut oamenilor prin cap, ce le-a șoptit diavolul în urechi, au scris pe foaie, altele s-au transmis pe cale orală, fel și fel de ciudățenii. Dar ce a descoperit Dumnezeu la evrei este adevăr curat. Că dintre toate neamurile ei au fost aleși să le predea Dumnezeu cartea asta sfântă, manualul ăsta binecuvântat, pe care har Domnului că-l avem și noi în limba noastră, așa-i? De acum ar trebui să-l puteți citi și în română și în engleză și încă foarte bine. Sper să alege și ceva traduceri bune, că nu neapărat toate sunt bune. Aș vrea în această seară să vă îndemn să vă verificați. Ce atitudine aveți față de cuvântul lui Dumnezeu? Câtă valoare are pentru dumneavoastră ce e scris? Cuvintele care le vorbește Dumnezeu. Hai să pornim la drum. În primul rând, vă îndemn să cercetați sau să citiți, dacă vreți, cuvintele lui Dumnezeu. Așa, fără să ridicați mânuța, ia gândiți-vă de câte ori aș citi Biblia până în seara asta. Și mai gândiți-vă cam de câte ori ar fi trebuit să fie ea citită până acum. Spune Scriptura, vă citesc din cartea Neemia la capitolul 8, aveau evreii o prescripție, o sărbătoare anume în care trebuia citită Biblia. Și în mod deosebit aveau și un an întreg în care nu trebuia să semene, ci să se ocupe cu cele sfinte. Neemia, capitolul 8, citesc de la versetul
2 și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați, femei și toți ce cereau în stare să o înțeleagă. Evreii socoteau că de la 5 se intră într-o primă etapă, an, și apoi de la 12 să o înțeleagă. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Cum vi s-ar părea dumneavoastră o slujbă să vină cineva la amvon și să citească din carte de la 9 până la 12? Versetul 8. Ei citeau de slușit în cartea legii, nu era amplificare, oamenii trebuia să fie atenți și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Versetul 18. Au citit în carte legii lui Dumnezeu în fiecare zi a sărbătorii acelei a corturilor, din cea din tâi zi până la cea din urmă. Da, când se citește Biblia, urmăriți, trăim acum în epoca proiectorului, asta e mare pacoste, că sunt adunări unde de când este proiector, oamenii nu mai aduc Biblia, nu mai citesc, că văd acolo așa câte un verset. Și eu le tot spun la frașii lor, măi, acolo vezi un verset, dacă ai avea Biblia, ai vedea două pagini odată. Dacă o să citiți Biblia numai cu ce vă arată pe proiector, nu știu dacă aveți aici, apoi nici dacă trăiți cât Metusala, nu o să citiți voi toată Biblia. Biblia trebuie citită și nu numai odată. Prin harul Domnului am ajuns la 55 de ani și o citesc din copilărie. Pe cât s-a putut am citit-o de două ori pe an. Și așa drag și nou mi se pare când citesc de fiecare dată, așa îmi imaginez eu când vorbește Dumnezeu exact mie. Că-s multe cărți în lumea asta și mi-a plăcut să citesc. Uneori am zis că mi-a plăcut mai mult între oameni decât între cărți decât între oameni. Dar nu-i carte așa ca Biblia, dragii mei, că toate cărțile scrise de oameni, așa văzute dintr-un unghi sau din altul, Biblia e carte văzută de sus. A fost scrisă de oameni al lui Dumnezeu. În mod deosebit în cartea lui Ieremia și a lui Ezechiel apare cel mai frecvent expresia cuvântul Domnului mi-a vorbit. Ei erau proroci, l-auzeau pe Domnul. Dar ne vorbește Domnul și nouă, spune în cartea Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Ne poate vorbi Dumnezeu și printr-o profeție, uneori prin vise ne mai vorbește, alteori prin diferite evenimente, sau văzând natura, fără glas, dar pe înțeles am putea spune. Vă citesc din cartea a doua a cronicilor despre atitudinea unui rege atunci când s-a găsit Biblia, o pierduseră la biserică, dragii mei. Și în sfârșit, făcând curățenie, scrie în 2 Cronici 34, apare aici un titlu, găsirea cărții legii. Au citit, s-au dus la împărat. Și scrie în versetul 18, Șafan a citit-o înaintea împăratului, când a auzit în împăratul cuvinte legii, și-a sfârșiat hainele. Apoi, erau haine de rege, era înconjurat de oameni, a fost cercetat când s-a citit. Și Dumnezeu a spus, citesc versetul 27, pentru că ți s-a înduieșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El. Nu un polițist sau vreun demnitar de stat, ci Dumnezeu, stăpânul Universului, ne vorbește prin cartea asta și ar trebui să ascultăm așa cum se cuvine. Din nefericire, un fiu a acestui rege, Evlavios, e vorba de Ioachim, citesc despre el în cartea lui Ieremia, capitolul 36, a avut o atitudine total contrară și respingătoare la auzirea cuvintelor lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia. Din nou niște demnitari au dus cartea, oarecum s-a reeditat scena pe care a trăit-o tatăl său. Și scrie de la versetul 23, după ce Ehud a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu berceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbune unde a fost arsă de tot.
Împăratul și toți slujitorii care au zis cuvintele nu s-au înspăimântat, nu s-au sfâșiat hainele. Alții, el Natan, Delaia și Gemaria, stăteau de împărat să nu ardă cartea. Dar el nu i-a ascultat. Ce tragedie! Mi-au povestit frații din Grecia că în timp ce lucrau românii la cules de portocale, erau cazați în niște corturi acolo, în livezi. Un băiat credincios a avut un îndemn să citească în Biblie și la un moment dat, în timp ce citea și vorbea Dumnezeul lui, a avut îndemn să meargă în cabana sau, știu eu, camera alăturată să citească la cei ce erau acolo. Era un bărbat și o soția lui. Și a zis, vreți să vă citesc din Biblie? Nu știu ce a citit. Și femeia a zis, ce ne trebuie nouă Biblie? De treabă, copile. Dar bărbatul a zis, lasă-l tu, femeie, că-i scripturile, cartea lui Dumnezeu. Și l-a citit. A plecat apoi la locul unde era el cazat. Puțin mai târziu, în noapte, a venit fratele acelei femei care locuia împreună cu ei și beat din neatenție de la o țigară, s-a pornit un incendiu. Știți că și coșurile de portocale ard și alea, au ceva inflamabil în ele. Și a murit ăsta beat, sora lui, soția aceea, femeia aceea ce a zis, ce-i trebuie ei Biblie? Și ăsta care a zis, băi, lasă-l să citească, o scăpat cu arsuri foarte mari. Îmi povesteau frații de la Atena că a stat așa cu baloane pe corp, știți, nu putea să suporte haine. A durat mult până s-a refăcut, dar s-a pocăit. Oare atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu din seara aceea a fost hotărătoare pentru soarta lor? Foarte probabil. Nouă Dumnezeu ne vorbi de multe ori, așa-i? Nu a numărat nimeni câte predici au ascultat. Spunea Dumnezeu tot prin Ieremia, dacă l-am amintit, și v-am vorbit, zis de dimineață. Pe cine să mai au martor, spunea Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, v-am cântat și de jale și de joc. Niciuna nu v-a atins. Dragii mei, să ne intereseze cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important, de aici pleacă tot. Să ne parvină întâi informația. Și asta ascultând sau citind, cum scrie în ultima carte Apocalipsa 1 cu 3, ferice de cine citește. Fericirea asta trebuie completată cu ce scrie în continuare, dar acum numai de punctul ăsta vorbim. Să cercetăm scripturile, să le cunoaștem, cum zice în Osea, să veniți să cunoaștem pe Domnul. Cât scrie acolo în Osea, capitolul 4, de la versetul 6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda. Și ăsta e un mare plan al diavolului, cum s-a întâmplat, de exemplu, în America, să scoată Biblia din școli, să nu fie voie, este o luptă masivă să nu se audă cuvântul lui Dumnezeu, că de aici pleacă mântuirea. De aceea v-am spus, evreii sunt mari pentru că au primit cuvintele lui Dumnezeu. Știți când vorbea Dumnezeu pe Sinai, tuna Dumnezeu, era o atmosferă înfricoșătoare, Moise, zice în Evrei 12, că a zis, sunt îngrozit și tremur. Și ce a zis poporul? Să nu mai vorbească Dumnezeu, e amplificarea dată la maxim, e scena prea cutremurătoare, să-ți spună ție, tu spui la Aaron, Aaron 9, și zice în Deuteronom 5, că au zis acolo, și noi vom face. Da, Dumnezeu n-a mai vorbit El să tune, a spus la oameni cuvântul Său. Ferice de cine citește. Ferice de cine aude, stimate surori, dacă n-aveți vreme cu juniorii ăștia care nu vă lasă liniștiți nici în adunare, dar lasă că e bine că aduceți la adunare, puneți Biblia audio pe acasă și în timp ce faceți treabă, faceți două lucruri deodată, vă hrăniți și trupul dumneavoastră și a familiei și sufletul. Și când a să vină bărbatul, scrie în Corinteni 14, că să-l întrebe acasă ce n-ai înțeles. Poate îl îndemn și pe el să citească, că sunt unii bărbați care ei socotesc că dacă nu-s predicator, cum mi-a spus mie unul, că el e cu cântările numai, ăștia trebuie împinși sau trași, nu știu cum aș zice mai bine.
Da? E foarte important să știm că Dumnezeu a ajuns cu Scripturile la noi și ne sunt date, mărit să fie Domnul. Alții au plătit prețuri grele pentru Scripturi. Bunicii noștri vindeau o vacă să cumpere o Biblie. În Rusia și nu numai, și astăzi pe glob, mi-au povestit frații, s-au întors din misiune din Mauritania. Acolo o tânără, numai cât fusese ucisă, așa sadic de familia ei, s-a pocăit. În Mauritania nu-i fel de biserică creștină autorizat. Se aplică șaria, legea aceea drastică musulmană, și numai în secret se adună câte 7, sunt celule așa, să nu știe toți unii de alții. Ea era o fată dintr-o familie înstărită și s-a dus la o întâlnire secretă cu taxi. Locuia în capitală și și-a uitat poșeta în taxi. Și taximetristul a găsit poșeta, s-o ducă la pierzător și în poșeta era Biblia. Și pe când a venit acasă, familia ei s-a revoltat și a omorât-o. Pentru o Biblie. Și noi în libertate putem citi, Doamne ajută-ne, amin. În al doilea rând, nu-i destul ca Biblia să fie citită, trebuie să fie crezută. Foarte important asta. Spune Scriptura, să vă citesc câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, citesc de la versetul 4, însă mulți din cei ce au zis răcuvântarea, deci întâi auzirea, au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000, că toți cei ce cred devin credincioși. Și mai scrie de asemenea, eu spicuiesc doar așa, câte un verset de aici, de acolo, pentru dovadă, dar sunt multe alte versete, Fapte 19 cu 18, mulți din cei ce crezuseră. Dar scrie, mă întorc în urmă la 17, fugim până la Atena să vedem ce s-a întâmplat pe acolo. Eu 32, când au auzit din vremea morții, unii își băteau joc de la ceva, să spun acest lucru, te vom asculta altă dată. Dacă n-au putut trece nici să mai asculte în continuare, de unde să creadă? Totuși, unii au trecut de partea lor și au crezut. Mărit să fie Domnul. Căci prin credință și ajunge la mântuire. Și fără credință este cu neputință, zice în Evrei, capitolul 11, versetul 6, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință pricepem tot. Adică nu se văd. Să fii creaționist în crezi, trebuie să ai credință. Să fii evoluționist în crezi, trebuie să fii naiv. Să crezi așa că din nimic s-au făcut toate. Noi credem că le-a făcut Dumnezeu care are putere, mărit să fie Domnul. Și e important să cunoaștem și Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Da, se pune întrebarea, credem tot ce e scris? Că și ucenicii credeau, numai când le-a spus Domnul că le trebuie să moară, a zis, asta, Doamne ferește. Și i-a întâlnit Domnul pe doi în drum spre Emaus și le-a spus, o, nepriceput și zăbabnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile. Că, de exemplu, cred mulți în Domnul Iisus, dar când ajung pe la Duhul Sfânt, pe acolo, a zis un biet frate, nu spun eu din ce confesiune, a zis, acolo pe la Corinteni ar trebui rupte niște foi. Nu trebuie rupte, trebuie crezute toate. Că cel ce a zis una, a spus-o și pe cealaltă și acesta-i Dumnezeul nostru, mărit să-i fie numele. Da? De aceea vă spuneam când citiți Scriptura să vă raportați că vă vorbește Dumnezeu. Nu doar așa să avem, să bifăm, că am mai citit încă o carte. Și să putem nota, bine ar fi când citim Biblia, să avem și un caiet lângă. Eu și acum am câte o foicică aici prin Biblie. Și ceva ce nu înțeleg când citesc, mai întreb și discut cu alții. Faceți și dumneavoastră așa. Ce nu înțelegeți pentru a putea crede, mai rugați-vă, ca să puteți să aveți o înțelegere corectă. Că dacă nu, spune Scriptura, vă citesc din 1 Petru, capitolul 2,
de la versetul 6, căci este scris în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră în capul unghiului aleasă scumpă, cine se încrede în el, adică cine crede, nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care o lepădat-o zidarea o să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire, o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți bieții de ei. Nu pot crede. De ce? Asta e o întrebare. De ce nu pot crede? Căci lumina luminează pe orice om venind în lume. De ce unii nu cred? Spunea Domnul, ca să dăm răspuns, Ioan capitolul 3, oricine crede să nu piară să aibă viața veșnică. Frumos cadou, nici nu îl putem noi imagina, ci viața veșnică. Cine poate desena viața veșnică? Nu ne ajunge toată apa să desenăm. Versetul 18, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Dar de ce nu vine la lumină ca să creadă? Zice versetul 20, oricine face rău urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Așa, un exemplu foarte simplu. Imaginați-vă că stați la lumină și cineva e la întuneric și vrei să-i arăta să citească, că dacă ar veni la lumină, ar vedea să citească. Dar el nu vine la lumină, că are ceva acolo și să nu se vadă. Că dacă vine la lumină, îl vedem cu ce e îmbrăcat, îl vedem ce are în mâini și îl spune, stă de acolo în întuneric și spune, dar nu văd. Da, hai și te uită. Da, nu vin. Da, cine nu crede, are el un motiv că nu-i sincer. S-a dus la sfârșitul unei slujbe o femeie tânără la predicator și i-a spus, sunt supărată pe dumneavoastră. Și l-a zis, dar de ce? Așa frumos ați descris raiul. Dar asta e motiv să fii supărată că am descris frumos raiul? Păi cum să nu fiu supărată că e așa frumos acolo și eu nu pot să ajung? Și dintr-o dată o întreabă, dar sunteți căsătorită? Și ea sare în sus și spune, ce-i treaba ta? A, zice, aici o fi baiu, că e undeva un bai, că omul nu vrea să creadă. Ceva nu-l las, nu renunță la păcat. E ca și un copilaș să stătea așa cu mânuța într-un ulcior de pământ și spunea, dar nu o poți scoate. Bă, cum nu o poți scoate că tu ai băgat-o? Uite așa întinde degetele și el zice, dar scabanul. Ei, asta e altă treabă. Oamenii nu pot crede că au ei motivele lor necurate, necinstite, nedrepte, dar într-o zi le va părea rău că n-au crezut. Dumnezeu să aibă milă de noi. În al treilea rând, și toate le voi spune cu litera C, ca să știți că v-am predicat de cuvânt, că mă gândesc că le țineți minte mai ușor. Trebuie să cugetăm la cuvântul Domnului, adică după ce l-am lecturat, l-am citit, am fost informați, acum îl credem, înseamnă că deja ne pasionează, suntem interesați. Și să vedeți câte versete în Biblie scriu cam cum ar trebui să fie cugetarea. Citesc din Iosua la capitolul 1 și vă rog rețineți, astea nu sunt cuvinte care le-a spus Moise lui Iosua, le-a spus Dumnezeu lui Iosua. Cartea aceasta a legii, și atunci era scris numai până acei, mai s-a mai scris mai mult, să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte. Și probabil că de la vorba asta lui Dumnezeu, autorul psalmului 1 a preluat ideea și a scris, citez versetul 2, ferici de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și cugetă zi și noapte la legea Lui. Că de citit nu poți zi și noapte, dar de cugetat, asta poți și în timp ce lucrezi și mergi cu mașina, te mai gândești, așa încât îți permite lucru și capacitatea intelectuală, dar trebuie și să te odihnești, bineînțeles.
Mi-amintesc că eram mai tânăr, eram în Bihor cu fratele Simionuc, poate ați auzit de el, un slujitor al Domnului, un bun predicator. Mai fusesem cu ceva timp în urmă acolo într-o biserică și au fost ceva probleme și eu, tânăr și nepriceput, am întrebat pe fratele acela, dar ce s-a ales de povestea aceea, care a fost episodul următor? Și fratele da să-mi spună și fratele Simionuc zice, iar începură cu Evanghelia fără capitole. Gata, ne-am potolit la capitole cu noi. Mi-amintesc că l-am vizitat, avea 90 de ani, nu mai putea predica, dar era nedeslipit de Scripturi și a zis, cât poți să stai aici la mine? Mă uit la ceas, frate Simionuc, oră, da? Parcă l-aud pe bătrân zicând, atunci ne băgăm la Apocalipsa 11. Și acolo am fost un ceas. Ferice de cel ce cugetă zi și noapte. Nu vă încărcați mintea cu știri, că astea sculese să vă țină în stres, să vă poată domina statul. Hrăniți-vă mintea cu Scripturile, că atunci veți primi pace, multă pace au cei ce iubesc legea ta. Știți în ce psalm scrie asta? Într-un lung tare, în care din 176 de versete, numai mai puțin de 10 n-au referire la cuvântul Domnului. Și scrie acolo autorul, poate fi fost Ezra sau nu știu cine, atât mi-e de drag, mă tânjesc după legile tale, mă bucur, e cuvântul tău așa și așa în sus și în jos, peste tot numai Scriptura. Da, stimate surori, frați, tineri, Scriptura nu e numai pentru predicatori, e pentru noi să ne formeze mintea și viața, să ne instruiască, că altfel mintea e ca o moară, tot macină, tot să macini povești, îngrijorări, telefonul, cu toate serviciile astea suplimentare care ne bombardează. Cineva m-a întrebat, zice, n-aveți WhatsApp? Mă zic, deodată n-am, că am văzut că pot trăi fără, când noi mai putea o avea. Că mă tem că de mai introduc și serviciul ăsta și așa mai taie din timp și știu eu cât mi-a mai rămas. Am vizitat în Arad, în Grădiște, și m-am bucurat că am văzut aici trei arădani de-ai noștri. Poate fi și alții, n-am observat, mă scuzați. Un bătrân de vreo 90 de ani avea o bibliotecă mare, mii de volume. Și zice, așa mi-a plăcut toată viața să citesc, dar acum nu mai prea pot citi. De ce? Zice, nu mă ajută ochii și tot citesc, dar nu citesc în nicio carte până nu citesc porția de Biblie. Nu pun celelalte cărți lângă Biblie, alea pe la picioare. Dacă vreuna ne încurcă, o dăm la o parte, zicem ce-i cu ea, merită sau nu. Dar Biblia e carte de căpătâi și merită să cugetăm asupra ceea ce-i scris. Și vă mai spun un secret, memorați Scripturile până sunteți tineri. Mă întreabă unii, frate, dar cum știi versetele alea pe unde că am văzut că n-ai vreo schiță? Păi cum, le-am băgat în cap când am fost copil și când am fost tânăr și așa bine stau. Că după ce mai bătrânești, în copilărie și la tinerețe, mintea ca o pâlnie, așa cu gura largă și rar pică câte una. La bătrânețe tot ca o pâlnie, numai întoarsă. Pică, curge puțin și se pierde mult. Introduceți acum, până este loc, să nu vă băgați în cap prostii. Mi-amintesc odată cineva către mine să spun o poantă creștinească, zice, am auzit-o acum 15 ani. Zic, măi, omule, scutește-mă, să nu mai car și eu după mine vreo 15 ani ca tine. Că mă gândesc că nu dă har nimănui care o aude. Mai bine să vorbim între noi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, mărit să fie Domnul. Cugetați la Scripturi, vorbiți din Scripturi, dragii mei. Scriptura e carte... O poți folosi și ca abecedar. Evreii învățau să vorbească după lege. Făceau la copilaș prăjituri, așa, cu formele, după literele legii și le puneau una lângă altă înainte să le mănânci și le ținea epistola. Dar Biblia e și carte pentru doctorat. O viață întreagă
tot studiezi și tot dezbați, cum spunea cineva, Biblia e ca pământul, dacă o scormonești deasupra așa de mâncare, cartofi, morcovi, găsești ceva, să te hrănești de la o zi la alta. Dar dacă o sapi adânc, aur găsești. Dumnezeu să vă îmbogățească. Zice psalmistul nostru, n-o să mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri, nu numai 1000 de pounds, 1000 de lucruri de aur și de argint. Să vă ajute Domnul să studiați profund, să cugetați, să gândiți. Asta e ceva dincolo deasupra memorării, că sunt unii așa care tocilar sau ușor de minte și rețin. Da, să nu fiți cum era un în America al Purecliseră, Charlie, capitolul și versetul. Știa pe de roșu, dacă vreunul greșea, la adunare stătea tolănit, habar n-avea, venea când avea chef, pocăit nu era, dar dacă vreunul zmintea, spune, nu așa scrie? Pe atunci lor Poreclit, Charlie, capitolul și versetul, că știe unii capitolul și versetul, și-a dat tot. Nu, nu, nu! Să te gândești adânc, zicem Psalmul 119. Hai, vă rog frumos, acasă, când aveți vreme, eu nu vă verific, nici nu vă pun să luați juruință, să selectați dintre cele 176 de versete a Psalmului 119, care sunt primele 10 care vorbesc cel mai frumos despre Cuvântul lui Dumnezeu, care descriu în modul cel mai extraordinar, cel mai plăcut Scripturile. Și apoi discutați între voi, băi, care versete se pare mai frumos? Ăsta, ba nu că ăsta la altă. Dumnezeu să fie slăvit că ne-a dat Scripturile și ne-a dat minte să putem memora și să putem să cugetăm, să ne gândim adânc. De asemenea, dacă ne-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt sau printr-un vis și suntem încredințați că e de la Domnul, să nu uităm ce ne-a vorbit Dumnezeu. Zice psalmistul, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Să nu uiți. Vine satana îndată și ia cuvântul, dar trebuie să adâncim, să aprofundăm mai departe, în al patrulea rând. Și asta e mai important. Cinstește cuvântul lui Dumnezeu. Și am ales expresia asta nu doar să fie tot cu litera C, vă voi spune de ce. Hai să luăm cazul lui Saul, citim din 1 Samuel, capitolul 15. Scriam Biblie în Deuteronom, și a vorbit Dumnezeu prin prorocul Samuel să meargă să bată pe amaleciți. S-a întors și se laudă zicând în versetul 13, am păzit cuvântul Domnului. Știți că îl întreabă Samuel, nu-i drept ce se aude? Și rostește Samuel niște cuvinte cu mare greutate, versetul 22. Păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Fiindcă ai lepădat cuvântul, te leapădă și el ca împărat. Și acum Saul zice, versetul 30, am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor, vezi că-s rege, nu pleca așa dinaintea mea, dă-mi onorurile care mi se cuvin. A vrut cinste, dar a zis Dumnezeu, și se pare că Saul n-a învățat din asta și scrie în aceeași carte, 1 Samuel, capitolul 2, către un bătrân, printr-un proroc, e vorba de Eli și fiii săi, versetul 29, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Ce înseamnă a cinsti pe Dumnezeu? Ai socotit de mare preț cuvântul și al împlini. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Vă citești din cartea prorocului Maliahi, de la capitolul 1, a zis Dumnezeu indignat, puțin spus indignat. Versetul 6, un fiu cinstește pe tatăl său. Dacă sunt tată, unde-i cinstea? Dumnezeu a spus cum să fie darurile de mâncare în vechea lege. Și ei aduceau așa o oaie șchioapă, una oarbă, așa o mâncă lupul, nu se mai ține de turmă. Dă-i lui Dumnezeu. Și scrie în versetul 12, pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu. Adică atunci când respectăm cuvântul, cinstim pe Dumnezeu, adică îl apreciem,
și socotim că e pe merit, se cuvine, cum spuneam, să-L lăudăm și să-L ascultăm. Zice David în Psalmul 51, Doamne, eu împotriva Ta am păcătuit. Cum? Cu ce a afectat El pe Dumnezeu din cer? El a afectat, am spune, pe Batseba, pe Urie. Nu, nu, mai întâi înaintea Domnului, că El a dat porunca să nu prea curvești. Și parcă l-auzea acum David pe Dumnezeu vorbind pe Sinai, să nu prea curvești. El, știi ce spune Natan când vine? Cum ai disprețuit tu cuvântul? Cât valorează pentru tine ce a spus Dumnezeu? Vine în minte că la o nuntă era la masă o soră, îmi prezintă pe două fete de-a ei, una măritată, alta încă nu. Spune, uite, astea-s fetele mele, oarecum de acum ne încuscrise merea ceva rudenic în ora noastră. Și eu așa mai direct zic, dar voi de ce nu păstrați credința mamei voastre? Uite, mama ta îmbrăcată evlavios, voi fără batic, tu cu verighetă. Păi minte voie soțul. Și el de colo, da, eu îi dau voie. Mai milă mi-a fost de el. Și eu l-am întrebat la fel de direct, dar ție, cine ți-a dat voie? Tu crezi că în lumea asta ești stat în stat, mă? Tu trăiești pe insula ta ca Robinson Crusoe? Măi, aici e pământul lui Dumnezeu și biserica e a lui și el e stăpân peste tot. La tine se aude când vorbește Dumnezeu? Pentru tine asta valorează sau îți permiți așa? Și zice în Maleahii capitolul 2, zice, voi arunca blestem în binecuvântările voastre, că voi căutați la fața oamenilor, nu țineți cont de ce spun eu, mă disprețuiți. Ziceți, masa Domnului e de disprețuit. Și iar ne amintim ce a spus Dumnezeu, voi cinsti pe cine mă cinstește. Și zice în Psalmul 2, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să pieriți pe calea voastră. Zice în Matei 15, ce a spus Domnul, degeaba mă cinstesc ei cu învățături de datină omenească. Dragii mei, împlinirea cuvintelor astea care face mai mult decât grăsimea berbecilor și decât toate slujbele noastre, asta apreciază Dumnezeu. Și în Psalmul 50, am nevoie de jertfe? Mă deranja, spune Dumnezeu, că și cuvintele mele le pui înapoi a ta. Ce dacă scrie? Ah, asta e mare lucru. Auzi, Dumnezeu nu a spus lucruri mari și lucruri mici. A vorbit Dumnezeu. Zice Pavel în Corinteni 11, cu unul vă laud că în toate privințele țineți învățăturile cum vi le-am dat. Spunea Domnul, Matei, Luca 10 cu 16, 17, acolo, cine vă ascultă pe voi? Pe mine mă spune. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește și pe cel ce m-a trimis pe mine. Da? Când tu nesocotești un polițist, tu nu nesocotești numai un polițist. Nesocotești până la camera lorzilor, pe toți care au dat legea. Și în stat este lege. Și la Dumnezeu este lege, rânduială, să nu ne permitem să nu-L cinstim pe Dumnezeu. Bancă din potrivă, cum spune în Proverbe, te cinstește pe Domnul cu averile tale, cu cele din tâi roade, din tot venitul tău. Dumnezeu merită să fie slăvit. Se cuvine să-L ascultăm, să ținem cont de ce-i scris. Scrie în cartea Exod la capitolul 9 că Dumnezeu venea cu plăgi succesive din ce în ce mai dure împotriva egiptenilor, că nu țineau cont de cuvântul Domnului, a zis Faraon, dar cine-i Dumnezeu să ascult de el? Deși Dumnezeu a spus lui Moise, te fac Dumnezeu pentru Faraon. Și când a venit o plagă, scrie acolo că unii au ținut cont de cuvânt și și-au închis animalele și-au scăpat cu ele, alții. Da, ce stare să facă Dumnezeu evreilor? Și nu m-a apucat să-și baje căluții în grajma apoi. A trebuit să-i îngroape. I-a bătut piatra și focul. Că Dumnezeu se apără singur, numele Lui să fie binecuvântat. Așa că nu vă luați după fiecare predicator care vă dau fel și fel de încredințări și de liberalizări.
care vă permit, nu vă permite să treceți peste ce-i scris, spus Domnul, o iotă nu va trece deodată cu cerul și pământul. Cinstește-L pe Domnul, respectându-i cuvintele care ți s-au descoperit. Ascultă-L și Dumnezeu te va cinsti, mărit să fie Domnul. Scrie în cartea 2 Împărați, la capitolul 7, că a vorbit Dumnezeu prin prorocul Elisei, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine, a dat și ora, se va vinde la poarta Samaria o măsură de floare de făină cu un siclu, două măsuri de orz cu un siclu. Și unul acolo, călărețul pe brață, care se rezema împăratul, a zis, chiar de-ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea face așa ceva? Și s-a transmis urgent la Dumnezeu în cer, că astea circulă fracțiune secundă. Și Elisei a zis, cum adică tu pui la îndoială ce a zis Dumnezeu? Știți cum l-a taxat Dumnezeu și pe Zaharia, tata lui Ioan Botezătorul? Pe loc, măcar că era om neprihănit. Și vine alt cuvânt și spune, auzi, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Și scrie în versetul 20, în adevăr, este așa și întâmplat, a fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. N-a cinstit pe Dumnezeu. A fost deranjat Dumnezeu pe parcursul pustiei, că n-au crezut în cuvintele Lui. Oare poate Dumnezeu? Pentru că n-a cinstit Moise pe Dumnezeu, n-a intrat în țară. E foarte important. Mă cutremur când vă spun asta. Eu știu că învățătorii vor avea o judecată aspră. Știe în 1 Petru 4 că cel neprihănit scapă cu greu. Ce scrie mai departe? Ce se va face celui rău și păcătos? Așa că nu trăiți fără grijă în Sion, nu luați de apucat ce scrie în Biblie și ce vă vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu e Sfânt. Numele Lui să fie slăvit. Nu uitați ce v-am spus până aici. Scripturile trebuie cercetate. 2. Ce am spus? Trebuie crezute. 3. Trebuie cugetat la ce-i scris. 4. Trebuie cinstit. Și încă un an. Trebuie să fie tot cu litera aceea așa, să vă fie ușor de ținut minte. Să comunicați cuvântul lui Dumnezeu și altora, adică să-L vestiți. Zice Pavel în Corinteni 9, și vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia. Chiar suntem datori și cu asta? Știți ce au spus? O leproșii ăștia de aici, care noapte au zis, băi, oricum murim. În cetate, după ce să intrăm, că în Samaria e foamete, și mâncau femeile, copiii, curaznic. Știți că nevul mediu a fost așa ceva în Anglia? La foamete oamenii își pierd mintea. Mergem la sirieni, ori ne dau să mâncăm, ori murim, altă soartă nu există. Au intrat, au mâncat. Cum e omul la foame? Întâi ori mâncat și după aia o luat aurul. Că asta e ordinea supraviețuirii. Apoi a dat de veste în cetate. Și știți ce au spus ei? Hai să vă citesc versetul 9. Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. În noaptea aia putea să moară unii de foame. Oare vom fi și noi pedepsiți că n-am vorbit? N-a spus Domnul ucenicilor săi, duceți-vă în toată lumea și propuneți Evanghelia la orice făptură. Și apoi iar de la capăt, ei aud, cineva crede, așa mai departe. Acolo se termină datoria noastră referitor la cuvântul Dumnezeu, când l-am și transmis altora. La un coleg, la o vecină, la o rudenie. Un verset transmis printr-un mesaj telefonic. Când deschide Dumnezeu o ușă? Nu știi cum lucrează Dumnezeu, a spus Domnul o pildă cu sămânța, că oriunde și fie, că omul doarme, ea crește acolo. Și te miri de unde și cum acea persoană a primit cuvântul. Spunea fratele Radu de la Cluj, a fost toată la Bacău și a fost mai mult și n-a apucat să spună decât poezia aceea frumoasă. Eu stau și bat la ușă țiară, n-ai vrea să fii și tu salvat. O știți, da? Dacă nu o învățați.
tot. 4-5 strofe. La câte 4 rânduri. Și după câtva timp se întâlnește pe tren cu un om și îi spune: Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Radu, când ai spus tu poezia, m-am întors la Domnul. Păi, s-a meritat să mă duc până în Bacău, măi. Mi-amintesc că în 90 am fost și eu într-o misiune în Bacău cu cineva din Prahova, din Cărbunești. Și am mers dintr-o parte în alta și a spus: străbat tot județul și mai multe județe pentru un suflet, e mai scump decât toată lumea. Și cine știe că cine e următorul care trebuie să se pocăiască și la care să-i vorbim din Scripturi? Sau dacă îți dă Domnul un cuvânt, îmi spunea un frate din Ardeal, i-a vorbit Domnul să meargă la unul din localitatea sa și să-i spună să se pocăiască. Dar știa că e un om împotrivitor și care vorbește vulgar. Să înțelege cu păstorul, spune: frate, să mă duc să-i spun. Băi, dar tu ești sigur că Domnul te-a trimis la el? Da, frate. Atunci te duci. Merge și spune cum i-a zis Domnul. Auzi, nenea, cum i-a fi spus, Domnule, Dumnezeu te cheamă în Scripturii scris, te pocăiești. Ce? Dar asta i-a spus până în capăt, că dacă nu, nu știu cum zici, că n-ai mult de trăit sau se întâmplă ceva, nu știu cum. Măi, voi vrei să mă pocăiesc cu sâla, mă bată, bă. Și omul supărat, mă, fratele, spune: Doamne, acum cum o scot la cale? Cum plec de aici? Și atent la vocea Domnului, Domnul îi spune numai atâta: întreabă-l ce-a făcut în cutare țară când a fost în cutare loc. Și omul, dintr-o dată, a devenit palid, s-a așezat jos și a zis: ce ți-a spus? Nu știe nimeni. Știi ce am făcut? Zice: nu știu, numai atâta Dumnezeu mi-a spus, te întreb. Că Dumnezeu nu satisface curiozitatea. Nici prorocul nu știa ce a făcut acolo. Numai atât i-a spus: întreabă ce a făcut în cutare țară, în cutare loc. Atât, punct. Și de la vorba asta a venit omul și s-a pocăit. Un cuvânt spus de la Domnul nu-i lipsit de putere. De aceea, să ne ajute Domnul să-L transmitem cu drag altora. În urmă îți vor mulțumi că prin tine a auzit cuvântul. E un har să spui altora cuvântul lui Dumnezeu. Sau o cântare, dacă nu, o poezie. Care este Timișoren, poate îl știți, până în semn, fratele Avram Veveriță. Este un evanghelist neobosit. Era la aeroport și da să-i spună la unul: păi nu din Biblie. Zice: auzi, nu din Biblie, am aici, numai că e băgat în Biblie. Și o citit dintr-o poezie câteva versete. Cumva că vei ajunge în fața lui Dumnezeu și ce vei spune? Da, zice, dar totuși o Biblie vrea să vă dau? Bine, mă, adum. Și nu s-a lăsat și următoarea dată i-a dat Biblie. Foarte important. Îmi povestea că a fost la o mormântare, l-a sunat un frate să meargă și îl sună după vreo jumătate de oră: nu mai veni. Cum, nu mai e mormântare astăzi? Zice: nu, dar nu vin oameni și mi-e rușine să te chem numai pentru doi oameni până la noi în localitate. Auzi, dacă ești numai tu și mortul, nu vin. Tu știi, mortul nu mă aude, dar dacă e unul în plus, vin. Apoi așa sunt câțiva. Și s-a dus și zice la soția mortului, o bătrânică: dumneata ești pocăită? Eu am vrut să mă pocăiesc, dar moșul nu m-a lăsat. Și eu l-am ascultat pe bărbaș, l-ascult și mort. Eu nu mă pocăiesc dacă l-o să nu mă pocăiesc. Cum? Păi știi ce a făcut bărbatul dumitale? E ca și cum ar bea cineva o jumătate de sticlă de o travă, deja i s-a făcut rău și o duce cu salvarea și spune ție: bea și tu cealaltă jumătate că vine după tine. În ziua aia a botezat pe bătrânică. N-a plecat până n-a convins-o. Și îmi spunea asta după un an, doi, trei, nu știu exact, zice, a fost apoi și la mormântarea ei, a rămas pocăit. Mai n-avem toți darul ăsta, dar nici să nu fim de piatră, sau cum se face că uneori suntem în stare să spunem vrute și nevrute, citit undeva sau am auzit, nu mai știu exact, că unul s-a dus la adunare și i-a plăcut de ce a spus predicatorul și a vrut să meargă după el să ceară lămuriri, că e nevoie să intrăm cu ei în vorbă, să discutăm, oamenii au frământări, trebuie să relaționăm, să socializăm cum se cuvine. Și mai departe predicatorul a glumit una altă și ăsta s-a scârbit și a spus: da, așa e la bogăție, la biserică, e slujbă și dincolo, bancuri. Și nu mai vrut să ducă la adunare. După câteva vreme a ajuns în spital și l-a
chemat pe predicatorul ăsta și începe să-i povestească. Ascultă, Domnul, eu am fost la biserică și când ai predicat și mi-a plăcut și ăsta, slavă Domnului, și stai cu slavă Domnului și spun cum e. Și după aia când te-am auzit cu ce povești ai început, cu politică, cu frământări, n-ai mai zis de Dumnezeu, ai băgat Biblia în geantă și ai tras fermarul și la gură, gata cu cele sfinte. Așa m-am scârbit, nu m-am auzit la biserică niciodată. Și în timp ce îi povestea, a făcut atac de cor și a murit. Cu ce inimă a rămas predicatorul? Băi, sunt vinovat pentru sufletul lui și scris că Dumnezeu va cere sângele unora din mâna noastră. Că puteam să le vestim cuvântul. Și nu uitați cum le-am pus în seara asta, că așa le locul. Să-l comunici după ce tu-l cinstești, atunci are valoare. Nu să-l comunici fără să-l cinstești pe Dumnezeu. Cum zice la Deuteronom 6 cu 5 și poruncile acestea pe care le ai în inima ta, de acolo să le întipărești în mintea copiilor tăi. Copiii tăi se vadă că atunci când tu vorbești de Dumnezeu, te trece fiorul. Dumnezeu să vă dea îndurare. Și vă doresc la gata. Dar asta numai cu condiția că veți citi, crede, cugeta, cinsti și comunica. Vă doresc. Fiți atenți, cum saluta la noi un frate, îți doresc tot ce scrie în Biblie fără blesteme, să se împlinească, dragii mei, cu voi tot ce a zis cuvântul lui Dumnezeu, în bine. Cum a zis Iosua când a rost în Canaan, recunoașteți că tot ce a zis Dumnezeu în bine s-a împlinit. Și eu zic, da. Ei, așa să puteți constata dumneavoastră că și cuvântul Domnului v-a fost favorabil. Să nu vi se întâmple ca și la călărețul acela care a văzut că se împlinește cuvântul, dar n-a avut parte. Că toată lumea va vedea că se împlinește cuvântul. În final și satana și toți la judecată vor zice, măi, drept a fost, măi. Asta va fi marea jale, că n-au tratat cuvântul cum se cuvine. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o inimă mare în care să primiți cuvântul și să vină peste capul vostru binecuvântările acestui cuvânt slăvit. Amin.